Dragilor, ne revedem astăzi la un nou video și pentru că la materialele anterioare mi-a lăsat destul de multe comentarii, astăzi am ales să fac un video despre sucurile pe care le consum. Mi-ați scris foarte mulți dintre voi, chiar și pe YouTube, dar nu numai, inclusiv în mesaje private, să o las mai moale cu sucurile, pentru că sucurile de fructe nu sunt neapărat cea mai bună alegere din cauza aportului de fructoză pe care îl au. Și v-am explicat și atunci fiecăruia în parte că eu nu consum sucuri exclusiv de fructe, ci consum sucuri de legume cu foarte multe frunze pe cât posibil, în care mai adaug câte un fruct ca să îi mai îmblânzesc gustul, ca să zic așa. Deci cam asta e rețeta pe care eu o folosesc. Nu beau sucuri 100% de fructe și cunosc și eu informația despre conținutul mare de glucoză pe care îl are un suc de fructe atunci când tu practic elimini toată pulpa. Așa că astăzi m-am gândit să vă arăt 5 dintre, ca să zic așa, sucurile pe care eu le consum cel mai frecvent. Mă străduiesc să nu consum aceeași combinație de fructe și legume în fiecare zi. Bineînțeles că asta variază și în funcție de ce am acasă, ce am în frigider, dar mă străduiesc să fie cât mai variat în fiecare zi. Deci nu am așa o rețetă standard pe care o folosesc zi de zi cu aceleași ingrediente. Sunt într-adevăr câteva lucruri care în proporție de 80% pot să zic că se repetă cam în fiecare suc și e vorba de tija de țelină apio și castraveții. Îi prefer și îi adaug aproape fiecare zi în sucuri. În primul rând, castravetele are un gust oarecum neutru. Vine cu multe vitamine și minerale, dar în același timp aduce și un aport foarte mare de apă, de lichid. Dar nu putem să facem sucuri doar din pătrunjel. Putem, dar e destul de complicat de consumat, mai ales dacă nu ești obișnuit, are un gust foarte, foarte intens. Eu în sucurile pe care le pregătesc, am aici un storcător cu ax melcat, care stoarce practic la rece, pregătesc sucuri fără să adaug extra apă. Și atunci am nevoie de ingrediente care au în mod natural un aport generos de apă ca să ajut obținerea sucului practic. De asemenea, ce mai folosesc la fel aproape în fiecare suc este lămâie. Dacă nu folosesc lămâie, de obicei înlocuiesc cu ghimbir. Pentru că a fost din nou o altă discuție, tot la un video pe care l-am postat, în care am zis că uneori îmi mai pregătesc sucuri și într-o cantitate mai mare, să am și pentru azi și pentru mâine, de exemplu. Pentru că știm cu toții, timpul ne este limitat și vrem să reușim să ne adaptăm tuturor situațiilor. Și atunci știu că e un compromis, știu că legumele și fructele, sau mai bine zis sucul, oxidează, practic, din momentul în care l-ai făcut, începe procesul lui de oxidare. Însă e o metodă de compromis pentru mine, decât să aleg o altă variantă, mai bine prefer să am un suc de rezervă pus în frigider. O să vă arăt la finalul videoului și cum fac acest lucru și cum am ajuns eu să reușesc să păstrez cât mai proaspăt, cu ghilimele de rigoare, sucul până a doua zi. Dar pentru asta, cum v-am zis, o să vă dau informații mai spre finalul videoclipului. Am să încep cu primul suc și cumva cel mai frecvent pe care îl fac, un suc verde. O să vedeți că astăzi o să vă arăt sucuri de mai multe culori și așa cumva cu legumele și fructele pe care le găsesc un pic mai ușor în perioada asta în supermarket. Încă o mențiune, sunt câteva fructe pe care nu le aleg atunci când vine vorba de suc și sunt două, practic, e destul de simplu. Nu folosesc niciodată banane, pentru că nu-mi permite storcătorul. Dacă aș pune banane aici, oricum nu ar scoate niciun fel de suc, niciun fel de lichid, ar face doar o pastă. Și, în al doilea rând, nu folosesc niciodată avocado, tot din același motiv, pentru că este foarte păstos.
și nu am cum să obțin un suc din el. În rest, se pot folosi cam orice fel de legume și orice fel de fructe. O să vedeți că eu folosesc inclusiv rădăcinoase. Astăzi voi folosi morcov într-unul dintre sucuri, dar am folosit cu succes și rădăcină de păstărnac, rădăcină de țelină. Bineînțeles, gustul e mai intens, dar cu timpul fiecare se poate obișnui. Prima variantă de suc e și varianta care nu are un gust atât de intens și cumva e mult mai ușor de acceptat și dacă ești un începător între ale sucurilor. Așa că vreau să vă zic și ce ingrediente am. Am o legătură de pătrunjel, am 4 castraveți, bineînțeles că cantitățile puteți să le variați. Eu am ajuns în punctul în care doza optimă, ca să zic așa, pentru mine, e cam de jumătate de litru de suc pe zi. Dar dacă sunteți la început, puteți să începeți cu 200-300 de mililitri. Pe lângă castraveți, am un măr verde, 3 tije din acestea de țelină apio și o jumătate de lămâie. Ceea ce fac eu pentru început e să tai legumele și fructele în bucăți ceva mai mici, nu foarte mărunte, pentru că o să vedeți oricum că storcătorul se descurcă cu ele, dar nici nu e neapărat indicat să pun așa o tijă întreagă, deși storcătorul îmi permite. Țelina apio are așa niște firicele în interior, este destul de texturată. Și având în vedere că eu aici am un melc, dacă aș pune tija întreagă, acele firicele, care poate aici se observă mai bine, la un moment dat s-ar încoloci în jurul melcului și atunci prefer să tai așa țelina în 2, 3, 4 bucăți ca să evit această situație. Mărul la fel îl tai în 4, lămâia întotdeauna o curăț de coajă și citricele în general le curăț de coajă și foarte important, toate sunt spălate înainte, deci nu le luăm și nu le folosim așa cum vin din supermarket sau de la piață sau de unde le luați. Hai să trecem la treabă! Un lucru vă mai zic înainte să încep să storc sucul, întotdeauna alternez când adaug în storcător fructele și legumele care sunt apoase și legumele care sunt un pic mai seci sau nu au un conținut atât de mare de lichid, astfel încât să ajut storcătorul să facă o treabă cât mai bună. Am terminat de pregătit primul suc, cam așa arată, e un verde foarte, foarte intens. Mi-am pregătit aici și un pahar, pentru că ăsta e sucul cu care vreau să încep astăzi. Am obținut cam jumătate de litru, paharul pe care eu îl am are 450 de mililitri, așa că a rămas cam la fix. E doza potrivită pentru micul meu dejun. Deci, pentru mine asta înlocuiește cu succes o masă. Hai să-l și gustăm. E foarte bun. E răcoritor, nu are un gust foarte intens. În momentul în care adăugați lămâie, schimbă așa cumva aroma tuturor celorlalte ingrediente, dar nici nu este un suc care să fie foarte, foarte acru. E ușor, ușor acrișor și se simte puțin aroma de țelină apio. În rest, celelalte ingrediente nu mi se pare că se simt, dar mai bine să fie un suc care nu are un gust foarte intens decât unul pe care, nu știu, poate să nu fiți pregătiți cu papilele gustative să îl consumați. Asta e recomandarea mea ca și suc pentru începători, pentru persoanele care nu au mai consumat suc până acum și vor să facă din asta o rutină în viața lor de zi cu zi.
mai iau o gură de suc și mergem să pregătim următoarea rețetă. Pentru următoarea variantă de suc voi folosi următoarele ingrediente: țelină, apio și castraveți. Eu am 4 tije de țelină, am de data asta niște tije așa mai subțiri, și 4 castraveți, jumătate de casoletă de baby spanac, aproximativ 50 de grame, dar știți că frunzele în general sunt mai voluminoase, ghimbir și un grapefruit. Dat fiindcă am deja un citric, nu voi mai adăuga lămâie sau alte fructe. Și din ghimbir nu voi folosi toată bucata, oricum ăsta va fi un suc pișcăcios, așa că dacă nu sunteți mari amatori de mâncare picantă, foarte piperat sau gust pișcăcios, atunci mai bine nu puneți ghimbir și eventual mai adăugați o altă legumă pe lângă. Voi folosi așa, cam o bucățică, un centimetru și jumătate din această bucată. Ce fac eu? Niciodată nu curăț ghimbirul de coajă. Îl las așa, voi curăța doar grapefruit-ul de coajă. Hai să-l gustăm și pe acesta. Ăsta pișcă. Deci dacă faceți sucul ăsta, fiți pregătiți că este un suc pișcăcios. Dar e un suc foarte bun pentru sezonul ăsta, care e încă rece, pentru că încălzește așa pe interior. Dar cum v-am zis, dacă nu vă place ghimbirul, mare atenție, pentru că îi se simte efectul foarte, foarte tare în acest suc. Următoarea combinație de suc de culoare verde-portocaliu, aș spune eu, va include spanac, tot așa cam 50 de grame, ardei. Eu am ardei gras galben de două feluri, am și din acesta galben-galben și din acesta. O jumătate de lămâie, un castravete dacă tot a mai rămas, dar puteți pune și țelină sau alt legumă, un măr roșu și o bucată de ghimbir. Hai să trecem la treabă! Din acesta nu am obținut la fel o cantitate foarte generoasă, dar nici nu am avut foarte multe fructe sau legume. Ați văzut, mare parte volumul a fost dat de spanac. Dar de asta am și ales o cană mai mică. Mi-au ieșit cam 300 de mililitri. Hai să-l vedem și pe acesta cum e. Sigur, e pișcăcios, deja știu, pentru că am adăugat ghimbir. Ăsta e mai bun decât sucul de dinainte. Chiar miroase foarte tare a măr și cam asta se și simte, mărul și ghimbirul. Dar ăsta chiar e mult mai gustos așa decât cel de dinainte. A patra variantă de suc, și tot așa cred că nu vom obține foarte mult suc, adică nu vom obține jumătate de litru, dar va fi un suc deja mai colorat, pentru că avem aici colorantul principal pentru degete, specla roșie, un grapefruit, de data asta voi folosi și grapefruit și măr, varză roșie, câteva tulpini de țelină apio și o bucată de ghimbir. Hai să vedem ce culoare frumoasă vom obține.
și din acesta mi-a ieșit ceva mai mult. Asta e mult mai dulceag, probabil și pentru faptul că speca e mai dulce. Nu se simte atât de tare ghimbirul și e foarte bun. Și a cincea variantă de suc în care vom folosi morcov. Eu am aici 3 morcovi de mărime medie. Morcovii îi spăl foarte bine, tai acel cotor de unde a avut rădăcina și tulpina și nu îi curăț de coajă, decât dacă văd că are coaja destul de urâtă și pătată și așa, dar cum e acesta, eu nu îl mai curăț de coajă. Câteva tije de țelina apio și așa, mai mult cu frunze de data aceasta. Salată verde, eu am aici salată iceberg. Ghimbir, opțional, bineînțeles, dar după cum ați putut da seama, mie îmi place foarte mult sucul cu ghimbir. O lămâie, am pus una întreagă pentru că este foarte mică și un măr roșu de această dată. Mă așteptam să obțin chiar jumătate de litru, având în vedere că am folosit multă pulpă destul de uscată, văd că a ieșit. Hai să vedem. Și acesta e foarte, foarte bun. Foarte bună și combinația asta, măr, morcov și ghimbir. Acum, inevitabil, în sucurile în care adaugi ghimbir, devin pișcăcioase, mai mult sau mai puțin, dar oricum simți gustul. În rest, în sucuri am observat că se simte gustul de măr destul de intens, dar bineînțeles depinde și de ce altceva mai puneți în sucuri. Cam astea ar fi propunerile mele. Bineînțeles că puteți să adăugați multe alte legume sau fructe în funcție și de sezon. Puteți adăuga inclusiv germeni. Aș fi adăugat și eu astăzi, dar ai mei încă sunt aici pe dulap și cresc, așa că nu am putut folosi germeni, dar de câteva ori pe săptămână adaug inclusiv germeni în suc. Și da, cam așa arată micul meu dejun în, să zicem, 6 zile din 7, cât are o săptămână. Mă simt foarte bine, digestia e foarte, foarte bună și, ce să zic, îmi plac foarte mult la gust. Îmi dau energie, corpul e altfel, somnul e altfel, așa că eu mi-am propus să continui această rutină. Nu uitați de propunerea care v-am făcut-o și în materialul trecut, de o săptămână de detox împreună cu mine. Dacă vreți să învățați mai multe despre partea asta de sucuri, acum cu ocazia primăverii vreți să faceți o curățenie așa în organism, să vă dați un restart, vă aștept pe Facebook, pe grupul Detox la tine acasă cu Alina Fulberti pentru un program de 7 zile de detox gratuit. Nu rămâne decât să cauți grupul pe Facebook și să te înscrii. Te aștept cu drag și nu pleca pentru că vreau să-ți arăt și cum poți să păstrezi aceste sucuri la frigider pentru mai multe ore sau chiar și până a doua zi. În cazul în care am obținut o cantitate mai mare de suc sau știu că poate mâine nu voi avea timp să-mi pregătesc, îmi fac o cantitate ceva mai mare pe care o păstrez într-un astfel de borcan de sticlă. Puteți să aveți inclusiv altă formă, dar al meu are 400 de mililitri, deci practic e aproape porția mea. Și ce voi face? Va fi să torn sucul până sus, 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 deci să nu rămână aproape deloc aer. Cam așa. Și voi pune capacul
strâng bine și voi pune borcanul acesta la frigider și îl pot consuma peste câteva ore sau chiar și a doua zi. Recunosc că eu cel mai mult am ținut astfel sucurile maxim 3 zile și gustul era aproape la fel ca și când e sucul proaspăt. E adevărat, el oxidează, într-adevăr, însă nu e la fel ca și când l-ai lăsa la aer pentru câteva ore sau la temperatura camerei. E o soluție de compromis, dar dacă vrei să adopți un astfel de stil, e o variantă pe care o poți lua în calcul, măcar din când în când. Sper să-ți fie de folos!